Este momentul pentru mișcare. O avem și astăzi alături de noi pe Mihaela. Îți mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc. Facem niște exerciții pentru doamnele de acasă, să le stârim dorința de a face mișcare. Ce propui astăzi? O să propun două exerciții pentru partea inferioară a abdomenului. Așa. Ne pregătim, da? Stăm, poziția inițială este pe antebraț, picioarele întinse, da? Tragem fiecare genunchi spre piept alternativ, ca și cum am face o bicicletă, da? Ca și cum am merge pe bicicletă, împing alternativ picioarele, expir, țin abdomenul încordat. Important este să faceți și voi acum cu noi această mișcare, puneți-vă pe covor și exersați, pentru că în felul acesta veți simți tensiune în zona abdomenului inferior, ceea ce înseamnă că exercițiul este corect. Sigur că, dar știm foarte bine că partea inferioară a abdomenului se lucrează foarte greu. Acum vom împinge și mențin câte o secundă pe fiecare picior. Dau aerul afară, expir. Important este să mai știți un lucru. Postura este important să fie corectă, iar stând pe antebrațe, cu spatele oarecum în contracție ușoară și cu tensiune pe zona abdomenului, lucrăm eficient acea zonă. Mihaela, câte repetări facem? Sigur că da. Eu zic să ne ducem spre 30 de repetări să simțim cum arde bine și cum lucrează abdomenul inferior. Nimic nu se câștigă fără un pic de muncă. Sigur și efort, că da. Fără muncă și sudoare nu se câștigă nimic. Este important să conștientizați efectele mișcării și să faceți o prioritate din a face mișcare de orice fel. Noi astăzi am făcut un exercițiu pentru zona abdomenului inferior. Sigur că da, da. Îți mulțumim tare mult, Mihaela, că ai fost și astăzi și alături de noi. Eu vă mulțumesc și sper să vă țineți de antrenamente și de mișcare oriunde ați fi. Continuă emisiunea.